Radu Căpulnașiu, președintele PNL Sălaj, recunoaște că rezultatul obținut la alegerile europarlamentare de duminică este sub așteptări, cu toate că filiala sălăjeană a tratat campania ca pe oricare alta. Liderul liberalilor sălăjeni aduce ca argumente lipsa de interes a electoratului urban îndeosebi pentru aceste alegeri, dar și faptul că la nivel național liberalii au suferit o serie de rupturi care au afectat imaginea partidului, referindu-se la Călin Popescu-Tăriceanu și Mircea Diaconu. Pe de altă parte, Radu Căpulnașiu spune că își asumă rezultatul nesatisfăcător obținut pe Sălaj. Avem ceva de învățat și din această campanie. Am tratat-o ca și o campanie, oarecum, ca oricare alta și cu toate aceasta are un specific aparte, această campanie, în care inclusiv oamenii din partid s-au capacitat unii mai puțin, alții deloc. Care de asemenea a contribuit la acest rezultat. Liderul liberalilor sălăjeni a ținut să le mulțumească în mod deosebit primarilor și viceprimarilor aflați la primul mandat care au obținut scoruri bune pe comunele lor, începând cu primarii din Gâlgău, Dragu, Zalha, dar și celor din Zimbor, Benesat sau Bocșa. Dezamăgirea rezultatelor vine de pe Zalău, acolo unde a constatat că o parte dintre colegii săi nu s-au implicat foarte mult. Pe de altă parte, încercăm să vedem ce este de făcut și să corectăm greșelile pe care le-am avut. Pe de altă parte, o spun și desigur că vor urma întrebări pe această temă, vom lua măsuri și vis-a-vis de acei colegi care au făcut non-combat sau mai mult chiar au sabotat acțiunile Partidului Național Liberal, organizațiilor locale sau organizații județene, chiar membrii din birou care n-au fost implicați în campania electorală, decât formal, eventual, au trecut pe la sediu să vadă ce se mai întâmplă. Pe considerentul că, nu știu, totuși era mai bine să stăm la guvernare, era mai călduți, era mai altfel. Unul dintre cei care au nemulțumit ca urmare activității depuse în campania electorală este chiar deputatul liberal de Zalău, Mirel Taloș. Haideți să vă spun cel mai semnificativ nume. Este vorba de domnul Taloș, de exemplu, ca și deputat parlamentar de Zalău, care în afară de a participa la o emisiune sau două la televiziune, n-a făcut absolut nimic. Radu Căpulnașiu a precizat că activitatea celor care nu s-au implicat va fi analizată la nivel de conducere și vor exista și sancțiuni.